Salutare, asta e o nouă zi de trecut. Astăzi sunt la muncă, dar asta nu mă oprește să îmi fac ziua. De mult nu am făcut o zi, făceam de obicei doar mese. Astăzi va fi chiar o zi întreagă, pentru că nu vreau să mănânc foarte mult într-o masă, vreau câte un pic în timpul zilei să savurez. Și începem de dimineață, e ora 7 și începem cu micul dejun, desigur. Am găsit la Sainsbury, mă aflu acum, pe Instagram puteți mă urmăriți în timp real, postez unde mă aflu, ce cumpăr și ce și cum. Am găsit la Sainsbury lucruri exclusive doar la ei, plus și ceva nou, ceea ce nu am mai văzut mai înainte, da? Și cu ce am să încep? Am să încep de la Pastoret, așa un brand, organic e scris, dar asta nu contează. Aici e sticlă, că mai am una, da, care de aruncat la gunoi. Și să vedem cum arată. Arată bine împachetat și frumos. E organic, banana și biscuite. Nu am luat de biscuite și fructe de pădure pentru că nu prea îmi plac, dar ca banana cu biscuite trebuie să fie bine. După ingrediente ce avem? E scris în italian, e adus de prin Italia, iescă. Avem iaurt organic, zahăr organic, piure de banana, și biscuiți, ceva caramel, ok. Să vedem cum. Îmi place cum arată, dar e ceva așa pe mijloc, parcă e caramel, biscuitele nu o văd și probabil că banana și biscuitele mixat, nu știu cum o să vedem. El e destul de scump, tot ce am la micul dejun e foarte scump, pentru că totul e organic și e de branduri foarte calitative și scumpe făcute. Dar asta nu contează, pentru că eu vreau să savurez ziua de trișat. Să vedem cum e. Miroase foarte gustos. Deci acesta e de banană și biscuite. Să vedem doar deasupra. Iaurt clasic, simplu, alb. Wow, dar cât e de bun chiar și acesta clasic. Wow. Am mai gustat eu iaurturi simpli, fără nimic. Dar chiar are gust de banană. Dar ceea ce e la mijloc, să vedem. Caramel parcă arată ceva așa. Arată destul de frumos. Cu miroase. Biscuitele nu-l simt, dar simte gustul de piure de banană. Se vede că biscuiți cumva sunt înăuntru, nu e ca în cheesecake, știi? Un sloi întreg. Dar wow, cât e de bun! 9 jumate din 10 din toate iaurturile care le-am gătit în viața mea. E unul dintre cele mai bune. Recent a apărut brandul acesta, că eu permanent mă plimb pe magazine, dar... Wow! E prea, prea din calea afară de bun. Mie îmi place banana, nu spun, dar... E superb. El e scump pentru că e organic, clar lucru, dar asta nu contează, dar... Mai este și treaba asta de sticlă. Nu, dar asta e foarte gustos. Am început dimineața cu energizant pentru că eu deja nu mai beau cafea, că e foarte cald afară. Mai am încă unul tot de la ei, de cocos și ananas. Aici e scris ea că e biologic, 100%, nu știu ce. Să vedem aici ce avem după ingrediente. Cocos și piure de ananas. Eu deja îmi imaginez că dacă... Eu mi-am luat anume gusturile care mie îmi plac, am scăpat doar gustul de fructe, cum am spus, de pădure, dar... Miroase ananas, nu a cocos. Să vedem deodată ambele. Are tot ceva aici, pe mijloc are, așa, slab se vede, dar pe sticlă se vede că este ceva. Și acesta e foarte, foarte bun. E pe nou acesta, precedentul era un pic mai bun, dar și acesta nu e rău. Simte ananasul? Cocosul nu prea simte, dar e gustos. Am aici o înghețată, la ce dă el precedentul, la mai precedentul, am avut de la carte doar. De la gustul ăla am vrut carte doar Pavlova, care cu
ceva de zmeură, am avut tiramisu, care gust de cafea, acolo tiramisu, biscuiți. Acesta nici că acum nu-l puteam găsi de peste tot, era vândut, care e parfaut a ciocolat, așa e aici disenat. E scris că e înghețată de ciocolată, 2.7%, înghețată de vanilie, deci în două sloiuri, sos de ciocolată, acolo era sos de cafea, aici sos de ciocolată care era în tiramisu, și tot cu cacao un pic deasupra. Și am vrut să le gust și pe acestea, de ce nu? Pentru că să fie colecția completă. Da? Așa e cu cacao, sloi îți primești cât de vanilie, ciocolată, asta e însăși ciocolată și asta e înghețată ciocolată. Să le vedem cum e. Și cacao deasupra. Op. Da. Arată destul de bine și cacao și tot. Da, se simte interesant. Simte gust cacao. Ceea de tiramisu la fel era cu cacao. Era cu biscuiți. De aceea clasici de tip tiramisu. Plus cafea, da. Era interesant. Și acesta nu-i rău. Pe un 8.5 din 10 nu regret că l-am cumpărat. Destul de gustos. Dar tiramisu era un pic mai gustos. Era cu cafea, totuși biscuiți. Și aceea Pavlova, care e zmeură, cu bezea uscată, tot nu era rea. Dar asta tot e superbă. Astăzi o să fie cald, pentru că e vara. Și astăzi o să mai mănânc înghețat, că mă aștept ceva înghețat, degustat. Și când s-o mănânc, dacă nu vara. Plus acasă nu pot lua, pentru că când ajung acasă, ea s-o pierd toată. Și să o cumpăr, să o mănânc pe loc, dar iarna, când pot să o iau acasă, nu mi-e interesant pentru că e foarte frig. Continuăm. Am așa iaurt de la Rachel's. Și cum îmi place mie, nu sunt toate patru la fel, dar sunt patru total diferite. Ok, să le vedem cu ce gusturi avem. Avem de căpșună, zmeură, persică și cireașă, ingredientele. Iaurt organic, zahăr organic, căpșuni organici cu zmeură organici, persice. Avem de orez ceva, adică nu e orez, dar e starch, doar de îngroșitor probabil că. Și arată pachetul. Le facem un test acuși la toate. Mă gândesc care primul, care îmi pare că o să fie cel mai gustos. Eu întotdeauna așa mă stărui mai interesant să le gust. Ok, am să încep cu persică. Să vedem. O, miroase interesant, de mult n-am mâncat persică. Și să văd chiar bucăți de persică aici în interior. Simte foarte natural. Chiar așa interesant. Acesta roză e de zmeură. Foarte calitativ. Calitativ, așa interesant. Mi-aș spune că e rău de locul. Sau gust de căpșună. Cum? Acesta e mai slab. Un pic, da. Ele, la gust, toate cam egal, pentru că e la fel textura de cireașă. Ok. Pot să spun că de zmeură, pentru prima dată în viața mea, mi-e gustos ca de căpșonă. Dar nu cu mult. La general, diferența e minimă, doar gustul de fructe, doar, adică simți specific textura la fel, gustul dulceața cam plus minus e la fel. Aș pune o notă generală pe toate, cam
un 7 jumate. Nu cine știe ce s-ați făcut. Și ultimul lucru de la mic dejun, de la Nature Valley, nou. Nut butter. Sunt biscuiți crocanți. De ovăz, 35%. Zahăr, ulei de floarea soarelui și aceștia sunt cu cacao și unt de arahid, 8%. Eu de la ei am gustat de, adică nu de arahide, dar de alune. Eu de arahide am gustat de la ei, de migdale nu am vrut să gust. Și acum este de alune, dar ideea că el e cu cacao, da? Și primești că ar trebui să fie ceva de genul ca Nutella. Și am vrut să le gust pe acestea noi apărute, pentru că precedentele cu unt de arahide au fost destul de interesante. 4 biscuiți. E un sandwich de biscuiți de ovăz. Pare cereale. Micul dejun trebuie să termine clasic. Cu bare de cereale, ceva ori cereale trebuiau să fie, nu contează. Miros interesant. E așa. Avem, se primește, parcă e Nutella aici pe mijloc. Cocanț. Aștept să simt gustul de unt. Îmi place textura crocantă, așa dulce. Wow! Gustos tare! De unde era fi de era un pic mai salat și la fel era interesant. Acesta mai dulciu. Nu e chiar Nutella, dar e gustos. E untul acesta de alune, cu cacao se leagă. Super! 9 din 10. Și are și un pic de sare. Simte la gust un pic de sare, că se dă-i gust. Gustos. Sunt foarte satisfăcut de micul dejun. Dacă mâncam acasă, seara, stăteam ieri și mă gândeam. Să fac o zi sau să fac o masă? Eu era să mănânc, să zicem, de 4-5 ori mai mult la o masă. Pe la urmă nu prea simt gustul, plus corpul te oprește, eu deja statul. De aceea, câte un pic în timpul zilei sau vreți o să fie mai bine. Deja e ora 1 jumate, e amiază. De la ora 7, de la micul dejun, a trecut o grămadă timp și au apărut lucruri noi la McDonald's. Și am fost de la ei și am luat. Am luat un burger nou, Chicken Big Tasty. Cum nou, el e ceva vechi, uitat și l-a introdus de la început. Trebuie să spun de prețuri, 4 lire și 10 bănuți costă. Este de vită, dar este cu găină. Eu am luat de găină și să gust sosul Big Tasty, pentru că am auzit că însăși sosul e foarte gustos. Și e dimensiune pătrată, nu e rotundă chifla. Plus mie îmi place găina crocantă, da? Și cașcavalul american mie nu-mi place, dar aici e cașcaval normal, e mental se numește. Și sosul mai mult mi-e interesant să-l gust, da? Așa arată. Stol de bine, și spune, arată. Și să vedem ce gust are. Da, eu de vită n-am luat pentru că mie nu prea îmi place vita. Cum vita? Mie carne de vită îmi place. Mie la McDonald's nu-mi plac burgerurile din cauza la vită. Și anume și nu numai la ei, dar peste tot în genere. Sosul de maioneză cu... Nu știu, cum îi spune, piper negru. Am comandat prin aplicație, că era la ofertă, 1,70 lire costă cafeaua, mi-a dat-o gratis. Dacă comanzi prin aplicație un cappuccino sau ce vrei să alegi, ți dă o cafea gratis. Și am comandat prin aplicație și unde e scris aici? Da, și e gratis. Ok, se vede aici sosul, iar acesta este sosul. Da, sosul e interesant. Cașcavalul acesta e mental, e mai gustos ca
cel american simplu. Ketchup. Mm. Da. Destul de gustos, pe 8,5 din 10. Mie cei de la fast food nu prea-mi place, dar acum chiar merge. A mai apărut ceva nou cu cașcaval care îmi place, cașcaval Red Leicester Melts, adică erau mozzarella, dar acum au apărut de cașcaval anume Red Leicester. Mie foarte mult îmi place și tomato dip, nu de ketchup, așa arată el. Cașcaval roșu. Înainte era de mozzarella așa ceva. Tot mi-au plăcut. Cașcavalul acesta am decis tot să-l gust, că e destul gustos. Mm. Dar burgerul precedent care foarte mult mi-a plăcut, chiar mediterane, de obicei la mine e pe un 6 burgerul, dar combinația asta e superbă. Foarte gustos și asta tot nu e rău. Așa e pe un 8 din 10. Astăzi ca niciodată McDonald's m-a impresionat. Și la desert mi-am luat un apple pie. Am vrut să gust pentru că vedeam pe internet că lumea tot le laudă, am spus, da, să-l gust și eu. Dacă tot așa laudă la cafea. Cred că e o coptură de măr. Mmm, într-adevăr gustoasă. E dulceață de măr cu scorțișoară. Nu-i rău, nu-i rău. 8 din 10. Așa plăcut, impresionat de McDonald's n-am fost niciodată. Termin asta și mă duc să mai caut ceva. E foarte cald afară, foarte soare. Vreau o înghețată. Later. Deci, sunt în parcare la Morrison. Am format echipa Instagram. Al aveți link-ul în descriere dacă vreți să știți în timp real. Este un brand local din Marea Britanie care se produce nu departe de Londra, în Southend-on-Sea. Ca afară e foarte cald, foarte mult îmi doresc ceva înghețat să mănânc. Și ei au trei gusturi, cel puțin în magazin. Pe internet am văzut mai multe, dar în magazin, doar în Morrison exclusiv am văzut brandul Rossi, da? Award winning ice cream. Aici deja așa e de cald și s-a topit, deja s-a muiat și cartonul. Un pic trebuiește să moaie înghețată, așa m-am muiat până am ieșit și am achitat-o. Am luat înghețată cu gust de cocos și cu cocos presurat în interior. Asta e așa albă. S-o gustăm. Abia așteptam să mănânc ceva rece, că deja mor de căldură. E desigur că e albă, nu-i mare diferență, pentru că... Foarte bună. Era de vanilie, n-am luat-o, că e clasică. Nu văd niciun sens de ea. Dar asta e de cocos, cu bucăți de cocos în interior. Ceva mai interesant. Făcută din lapte întreg, zahăr, ulei care nu e hidrogenat, bucăți de cocos 2%. Destul de interesant, mie personal îmi place, nu-i rea deloc. 8 din 10. Foarte răcoritor. În privință la înghețata aceea cu cocos, aș spune că e un 6,5, maximum 7. Din cauza că 3 lire nu se merită pentru înghețata aceea, a fost cam preț slab. Dacă era 1,5 lire, poate da, dar prețul nu se merită. Mai ales că pe primul loc nu e cam Ben & Jerry's Häagen-Dazs frișcă, dar pe primul loc e lapte reconstituit. Asta de obicei e ieftinială, numai la ieftinială, înghețate ieftine, poți vezi așa ceva lapte reconstituit, dar nu frișcă, ca în Ben & Jerry, de exemplu, da? Frișcă, apoi lapte și tot așa mai departe, dar nu lapte reconstituit. Așa că căcaturi numai carte de Dora au și alții. Și aici la fel, de ce n-am luat de vanilie? Pentru că asta e cu gust de vanilie, plus cu sos de, cu sirop, cu gust de zmeură. De aceea n-am luat de vanilie, pentru că vanilie e clasic și aici oricum este de vanilie. Avem 9% Raspberry Flavor Ripple. Azi dăm ce Ripple e acesta. Miroasa zmeură. Da, aducea zmeură, dar singura problemă că aducea sirop de zmeură, nu a dulceață sau a ceva mai serios de zmeură. Dacă erau bucăți de zmeură sau dulceață naturală, avea alt gust. De ce își spun, la gust e foarte fals.
Asta tot e pe un 6.5. Pentru că până și Halo Top, care e făcut la fel, așa, din unele lucruri că e mai light, costă vreo 2,50 lire dacă e la reducere, în preț curat vreo 5. Dar eu zic că e mai gustoasă, chiar dacă e făcut tot așa fals. Dar eu de banii ăștia de 3 lire, de exemplu, la reducere puteai să te iei un Ben & Jerry de 3, de 2,50. Și ea era naturală, din cap până în picioare înghețată aceea, sau un Häagen-Dazs. Și Häagen-Dazs puteai să ții pe nota 9 din 10. Singura problemă că e prea scumpă. Era 1,50 lire, era 2, te mai gândeai. Și tot nu prea, pentru că la reducere un Ben & Jerry în loc de 5 sau luai cu 2,50 era mai gustoasă. De aceea ambele pe 6,5. M-am gândit să iau doar de cocos, dar am spus, hai, ok, dă să le gustăm pe toate, dar nu se merită. Desigur, nu mi-a fost destul și mi-am mai luat niște înghețate, nu am găsit tot ce mi-am dorit de la un magazin, de la altul, de aici de alături, dar am să încep cu un sandwich de înghețate, Oreo. Nu știu. Biscuit Oreo cu înghețată de ciocolată și vanilie. Destul de gustoasă, 8 din 10. Și ce înghețat am găsit exclusiv la Iceland, de la Cadbury Boost. Eu am mai mâncat așa gen de biscuite și mi-a plăcut. Am mâncat de la dânși înghețată de ciocolată cu sos de ciocolată, dar acesta Boost biscuitele e un pic mai diferit. Așa arată, sunt 4 unități așa împachetate. Și cu ce înghețată asta? După cum și se arată aici pe poză. E înghețată de ciocolată în interior, deci e neagră, cu sos de toffee, sosul acesta e de toffee, bucăți de caramel în interior și bucăți digestive, crumble, da, de biscuite în ciocolată de lapte. Adică asta e ciocolată de lapte înghețată de ciocolată, toffee, nu caramel, bucăți de caramel. E foarte, foarte bogată, mai scurt. Interesant, dar că înghețată era albă cum era. Iar acasă e gustoasă. Și acasă e 2 lire, 4 unități, dar pe băț e mai scumpă, trebuie împachetat separat. Dar e mai gustoasă. Am nu văd unde e sosul. Sunt ciocolata, înghețată ciocolată, sunt bucățile ceva de caramelă, dar nu văd sosul. Dar nu e rea. 8 din 10. Ciocolata e destul de gustoasă alora. 2 hours later. Deci am ajuns deja acasă, pentru că n-am găsit toată înghețata de la Iceland. Eu aveam una din timpul săptămânii cumpărată acasă, o mănânc și mă pornesc la Iceland deja de lângă casă, nu de lângă muncă, ca să iau înghețată care doar ei o au. Am văzut o înghețată, câteva feluri, cu niște gusturi de care n-am mai văzut la nimeni așa gusturi de înghețată. Și deci vreau numai decât să le iau, oricum timp am. Oara 6.35, ce înghețat am găsit? De la Reese's. Eu am gustat de la Reese's Peanut Butter Cup. Ei fac de unt de arahide multe lucruri, dar în special pe unt de arahide în ciocolată. Neagră, albă, bare cu unt de arahide am mâncat, cereale cu gust de unt de arahide de la Reese's am mâncat. Da, și acum a apărut nouă înghețată. La ce magazin au luat-o? La Asda, doar ei o au. Da, și am cumpărat-o și cum și scris, sunt 4 cupii cu ciocolată, vă dă să citim descrierea. Avem așa, înghețată de unt de arahide, adică nu vanilie ciocolată, însă și înghețată e cu gust de unt de arahide. Cu, în loc de caramel aici, tot e unt de arahide, sos de unt de arahide, 19% pentru ele, da, așa în linii. Și tot asta e în 24% ciocolată de lapte. Da, dă-ți vedem arahide 3%, cocos, pastă de arahide 12%, deci e destul de vesel. Ohoho, să vedem așa împachetate, brandul Walls, văd că-i scris. Da, și să vedem ce gust are, foarte mult mi-e interesant. Eu când am văzut Reese's, la ei gustul de unde arahide e cel mai turbat. Ei tot ce fac cu unde arahide e turbat, anume cupele, cele care ei le fac de
unt de rahidie, asta e ceva, da? Așa arată în ciocolată de lapte. Miroase până când e ciocolată. De obicei la ei când miroși, miroase unt de rahidie. Să vedem. Autentic Reese's. Da? Ciocolată de lapte. Înghețată de unt de arahidie. Ce este Peanut Butter Swirls. Consumiați, ca numi liniile. Care e sos de unt de arahidie. Foarte interesant. Oricum asta e înghețată. Dar tot e ceva de genul ca untul de arahidie în ciocolată. Pur și simplu, acela e mai dulce. Dar clar că asta e înghețat și e mai salat. Dar oricum nu e rău deloc. E destul de gustos. Din 10. Am venit în McDonald's să mănânc un cheeseburger simplu. Că nu mai simt niciun gust, trebuie să mănânc ceva sărat, pot înțelege gustul la înghețată. Cum vreau să mănânc niște înghețată de la Iceland, că am luat, am ieșit afară, că nu mă iei acolo copyright-ul de la YouTube. Sper că nu s-a topit cât am stat în rând, că rândul e enorm, nu sunt singur acolo. Și mie mi s-a promis să fac un asortiv, cutia era deschisă, erau împrăștiate acolo grămadă înghețate. Nu știam ce să fac, am luat și am pus exact cât e scris pe cutii diferite. Că dacă îți cumpăr vreo 4 cutii, câte 4 înghețate, am luat o cutie cu diferite feluri. Că mai logic ies așa, poate scap mai simplu. Să vedem cu care am să încep, singur nu știu de care. Aha. Înghețată cu gust de mentă. În ciocolată de lapte. Nu cine știe ce preferata mea, dar nu am știut de care. Am luat la nimereală. Așa e pe un 6 din 10. Următorul gust. Ciocolată de vanilie. În ciocolată albă belgiană. 7,5 din 10. Următorul gust e asta însăși pe care și cutia așa am luat-o. Butterscotch se numește. E înghețată cu gust de butterscotch. Și are, cum să mă uit, e înghețată de butterscotch cu caramel în interior, ciocolată de lapte și bucăți caramelizate de zahăr. Nu caramelizat e zahăr, dar caramelă caramelizată. Da. 8 din 10, că asta e bună. Asta e însăși cutia din care am luat-o. M-am mai întors încă după două gusturi. Primul cu care am să încep tot de la Majestic. Black Forest. E înghețată cu gust de cireașă acră, cu sos de cireașă, acoperită în ciocolată de lapte și cu bucăți de cireașă, însuși în ciocolată. Da? Și vedem cum arată. Așa-i, bucățele de cireașă. Da. Înghețată de cireașă. Sos de cireașă. Într-adevăr, așa dulce acrișoare. Foarte gustoasă, îmi place. 8 din 10. Îmi place foarte mult cireașa. Așa ceva cu cireașa n-am găsit în altă parte, de aceea anume aici m-am întors. Următorul gust de înghețată se numește Peach Melba. Acum își spun și cu cei. E înghețată cu gust de piersică, cu sos de zmeură, în ciocolată belgiană albă și cu bucăți uscate de zmeură în ciocolată. Nou din 10. Îmi place cum e persica. Zmeură, persic, ciocolată albă. Superbă. Desigur, de la McDonald's
small fries, da, cel mai mici, le-am luat cu niște ketchup alături. Ceva sărat, pentru că mai am două feluri de înghețată. Și nu am să rezist. Nu mai simt gustul, trebuie să schimb. Deci ultimul asorti de înghețată am luat de la Majestic, e ca așa arată. Triple dip se numește, raspberry and chocolate ice cream stick. Care e gustul? E înghețat cu gust de zmeură, acoperit în ciocolată, nu, în ceva cu gust de ciocolată, sos de zmeură și deja ciocolată de lapte. Eu așa m-am uitat că ei ăștia i-au copiat cei de la Magnum, pentru că Magnum tot are așa înghețată, ciocolată, un gust de cireașă, de exemplu, și altceva, iar ciocolată, da? Sunt așa micuți. Mie îmi place că m-am lămurit cu asorti, pentru că eu trebuie să cumpăr fiecare gust, are câte 4. Spre mie, știu, eu trebuia să iau primele două, eu am avut 3 și 2, dar au trebuit să fie, de exemplu, în loc de 4 gusturi, trebuie să fie 4 cutii, pentru că el vine în cutii câte 4. Apoi îți primești că am avut o cutie, la fel 2 și 2, în loc să fost 4 și 4 și am scăpat-o încă ușor. Și aici la fel, deja este mai scumpe și plus 3, nu 4. Acelea o liră, o liră 50, este o liră 75. Acolo sunt 4, aici sunt 3. Și tot am scăpat, am luat una de gustul acesta de zmeură. Acestea sunt mai exclusive. Așa arată. Zmeură. Ceva cu gust de ciocolată, chiar ciocolată poți să pui, tot din cacao. Sosul de zmeură și ciocolată, e foarte bună, 9 din 10. Așa, un pic ușor. Îmi place. Rece. M-am învățat că nu mai simțeam gust de dulce și m-am învățat să iau, mănânc sărat, dulce, sărat, dulce, pentru că nu mâncam cheeseburger și nu mâncam cartofii pai, eu deja nu mai simțeam de mult gustul. Am plănuit să termin. Am îngheață dință. Am plănuit înghețatele acestea să termin, pentru că acelea rosi de la Morrison ceva complicat cu dânsele și Iceland-ul acesta la fel nu l-am chiar pe aproape de mine și am plănuit să le termin, că cu restul o iau mai ușor. Plus că mai apare ceva, nu se pot lua. Interesantă. Pur și simplu, de zmeură tot este la Magnum. Că tare, eu am mâncat de la Magnum toate gusturile. Și de cireașă, ca precedent, și de zmeură, e ca de persică n-are Magnumul. Și aceasta următoare care s-o mănânc tot la Magnum este. Nu știu de ce le-am cumpărat, pentru că la Magnum eu am mâncat de caramel sărată de asta. Ultimul gust de acesta. Se primește că e înghețată de caramelă, triplă, da? Înghețată, sos de caramelă și vine deasupra și dedesubt ciocolată. Hai să le vedem și pe acestea. Eu chiar nici nu știu de ce le-am luat, dacă de la Magnum eu am mâncat așa ceva. Adică pentru mine practic nu-i nou, pentru că eu exact așa ceva eu am mâncat mai înainte. Da. Și asta e 9 din 10, pentru că e foarte gustoasă. Mai am încă una și asta e tot, plec acasă. Aici planul s-a îndeplinit. Deci sunt acasă și mai am vreo 2 calorii. Până termin să am 10.000 de calorii. Mă gândeam că m-am săturat după toată înghețata, nu mai vreau nimic să mai mănânc. Dar am văzut că mai am un pic până la 10.000 și deja știi că n-ai vreo 8.000, ți-i tot una. Dacă mai ai vreo 600 de calorii, da, medicinul îți face un challenge de 10.000. Am 28 de grade în casă, mor de căldură, deja unul de acesta de un litru de lapte de migdale l-am băut foarte răcoritor, rece, că mi sete de mor, da. Și am găsit aici într-un magazin pe drum spre casă, mi s-a descărcat și telefonul, am venit acasă după car. Rece din congelator. Am găsit niște ediții limitate care pintesc o Sainsbury în magazine obișnuite în care eu merg. Nus. Da? Și am decis de ce să nu le gust. 3 unități diferite. Ce am aici? Oreo Cake Cadbury Coated.
îți primești că e coptură de ciocolată, de tip Oreo cu vanilie în interior, ceva ies ca și în ciocolată Cadbury, da, da? Cake cu fat, coca, cake în vanilă. Da, vanilie în mijloc ca și ciocolată e coptură, cu white chocolate și cacao bata. Da, e tip Oreo și cine e? Nu Milka, dar Cadbury. E destul de interesant, trebuie să fie, pentru că totuși ceva interesant e. Așa, gata. Iar aș de așteptat. Da, căptură ceva aduce. Nu spune că e chiar ca Oreo, dar e gustoasă. E gustoasă, așa. Pe un 8 din 10. Apoi la brandul acesta, Hanuta, am gustat niște napolitane simple. Dar este ceva mai turbat. Este sunt germană. Aceasta e napolitană cu aluni și cu Nutella în mijloc, da? Nu cum vedem dacă mai este ceva să zicea. Zucker, ne zucker. Nu înțeleg oricum nimic în limba în care e scrisă, dar ideea că trebuie să fie gustoasă. Pentru că arată bine. Și modelul precedent a fost gustos. Uite, că nu strici, eu pus așa ceva. Și sunt două împachetate. Asta da. Nu mă pot sătura de băut, mor de sete. E foarte caldă, înghețata ce zahărul m-a aprins, știi, parcă pe moment m-a răcit. Mi-a înghețat gura, dar zahărul când s-a activat, început transpir, muream. Ohoho. Hai să vedem și pe asta, arată foarte bine napoletana. Ciocolata din interior. Oh, dar cum miroase Nutella. Oh. Arată exact ca un plus crocant, bucăți de aluni. 9 din 10. Nuci 13%. Nutella 13.5. Wow. E foarte bună. Foarte crocantă. Chiar mă așteptam să-mi plac. Eu napolitanele le ador, dar cu așa textură în special. Așa textură e turbat. Văd și pe asta. Prima dată văd așa de gros între napolitane să fie sloiul. Prima dată. Și cu nuci. Îmi place când e așa crocant. Ador când e așa crocant. Tare, crocant și calitativ. Și am găsit Mars. N-am mâncat Mars de vreo câțiva ani. Dar ideea că asta e ediție limitată, nu avea șansă să o cumpăr și ciocolat brownie. Dă-ți vedem care e diferența. Cea obișnuită e nougat, acoperit în ciocolată de lapte și caramelă. Aici la fel e nougat, dar caramela e neagră, dark caramel. De obicei e caramelă. Să primești că dark caramel asta și este brownie. Hai, dă-ți vedem. Dacă tot e ceva limitat. Cinstit, nu mai vreau nimic să mai mănânc, asta e tot. Am peste 10.000, știu precis că eu înainte să mănânc, bag în aplicație. Eu niciodată nu mănânc, înainte să bag, eu bag și după asta mănânc. Că pe oară în cutiile și nu stau și le mai caut. Aha. De obicei nougatul, e cafeniu deschis și caramela, e cafenie deschisă. E cafenie, e ca așa, ca nuca. E ca așa. Dar acum,
Și nu gatuș, caramela e neagră. Dacă așa dacă se vede, da, se vede. Vedeți, ele sunt negre ambele. Dar ele trebuie să fie ambele deschise. Și la gustul e mai diferit. Și nugatul trebuie să fie mai moale, chiar deschis că e thick, adică gros. Nugatul de ce e mai moale, mai puhav. Textura și gustul diferă. Mie personal îmi place clasică mai mult. Snickers-ul e același marș, doar cu arahide, deci încă e mai gustos. Hai să dau un 7. Originalul pe 8. Deci spunem că a fost un challenge de 10.000 îndeplinit. Asta a fost tot. Instagram e în descriere. Care sunt abonați deja știu tot ce am mâncat pe azi. Clar că eu așa nu m-am mai arăt pe aici pe acolo. Deja în clipul meu desfășurat. Dar asta a fost tot. Dacă v-a plăcut, abonați-vă la Instagram, la canal. Apăsați clopotul dacă vreți să fiți primul care află când postez sau în genere dacă postez, mă uit că unii se jăluie că ceva nu lucrează și trebuie clopotul, eu n-am experiență, încă nu știu. Puteți vă împărțiți clipul acesta dacă mai știți vreun mâncăcios. Din partea mea e tot și ne vedem în următorul clip. Pa!